Hai să vedem pentru ziua de luni, 2 august, ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot. Avem aici Pajul de Săbi. Foarte interesant că a ieșit această carte, mai ales că în această zi de luni avem opoziția dintre Soare și Saturn și opoziția dintre Mercur și Saturn. Și aici Pajul de Săbi vine oarecum și completează energia astrală prin faptul că îți atrage atenția să ai mare grijă la vorbele tale, la cuvintele pe care le rostești în această zi. Ține-te departe de bârfe, ține-te departe de jumătăți de adevăruri, să le spunem așa, și în tot ceea ce faci astăzi, asigură-te că nu există nicio eroare, că toate detaliile sunt 100% corect. Și la școală, și la locul de muncă, în afaceri, în familie, în relație, peste tot. Asigură-te că înțelegi problema pe de-a întregul. Verifică orice e-mail, orice SMS, orice mesaj de 3 ori înainte să-l trimiți. Ai grijă să nu ai greșeli de ortografie. Atunci când trebuie să semnezi un act, un document oficial, citește toate detaliile contractului. Astăzi nu te baza că e un contract standard și că tot o să fie ok, fiindcă nu. Opoziția lui Saturn cu Soarele și Mercur ne arată că nu o să fie tot ok. Acolo sunt niște lucruri ascunse pe care trebuie să le conștientizezi. Pajul de Săbi, în aspectul său cel mai pozitiv, te îndeamnă să iei controlul propriului destin în mâinile tale. Nu te baza pe ceea ce auzi, pentru că la urma urmei, verba volant, scripta manent, da? Aveți grijă ce puneți în scris și atunci când luați o decizie împreună cu cineva, puneți-o în scris. Asigurați-vă că o să aveți evidențe că într-adevăr acea decizie a fost luată astăzi. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe astfel de etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!